Eu mă voi alătura prezentării terorvente făcute de Andrei Cărții, concentrându-mă asupra ultimului dintre studii, cel care se referă la timpul schimbării. Și așa cum spunea și Andrei, părintele a plecat în această discuție de la evenimentele revoluționare ale anului 1989. Dar ceea ce spune, de fapt, în acest studiu, are o valabilitate mult mai largă. Se referă la condiția umană în vremurile noastre. Și în felul în care înțeleg acest studiu al părintelui, cred că el ne vorbește despre faptul că părintele a fost un tâlcuitor al Duhului vremurilor noastre. Un vizionar și un tâlcuitor. Cu alte cuvinte, dacă este un tâlcuitor, înseamnă că Părintele ne ajută să înțelegem specificul acestor vremuri, cum să ne situăm în ele și această situare să ne fie ziditoare nouă, ca și creștini ortodoxi. Poate că acest studiu ilustrează această dimensiune a Părintelui mai mult decât altele. Și decât predicile și decât alte studii, inclusiv cele din acest volum. Poate că e o părere. Eu cel puțin aici l-am găsit pe Părinte ca vizionar, ca tâlcuitor, ca cel care ne explică în ce fel de vremuri trăim. Și de fapt asta cred că ne-a și inspirat pe noi atunci când am discutat problema de a încerca, acum în această toamnă începând până în marea viitoare cu ajutorul și cu Dumnezeu, să decelăm, să înaintăm împreună în înțelegerea vremurilor care trăim. Faptul că Părintele însuși a făcut așa ceva și ne-a arătat despre ce este vorba. Și vom încerca să mergem în urma dânsului, în Duhul dânsului. Câteva cuvinte, deci, despre modul în care Părintele se dezvăluie ca tâlcuitor al Duhului vremurilor noastre în acest studiu. Mi se pare că punctul tare în acest sens este faptul că Părintele ne arată că la rădăcina tuturor tipurilor de crize prin care trece societatea umană contemporană se află, cum spune Sfinția sa, desfigurarea chipului lui Dumnezeu nou. Pune degetul pe el. Deci la rădăcina tuturor crizelor economice, politice, sociale, antropologice, psihologice, și enumerarea ar putea continua. Și citesc din Părintele. E adevărat, acest citat care îl dau acum nu este chiar din acest studiu, dar intră în spiritul acestui studiu și ne arată că, de fapt, problema a fost îmbrățișată și înainte de a fi încapsulat în acest studiu și ulterior. Poate cuvinte este o problemă pe care Părintele, care a fost analizată și trăită de Părintele, se poate că el a reflectat îndelungat și cu continuitate. Și spune Părintele, cerescul, deci vorbim despre faptul că la rădăcina tuturor crizelor, din societatea noastră este această desfigurare a chipului Dumnezeu din om. Cerescul este atât de puțin văzut pe pământul atâtor patimi și dureri. Putem noi oare vorbi de cer sau pregătirea cerului când inimile noastre menite a fi locași al împărăției cerurilor când îi spugnesc, precum spune Mântuitorul, gânduri rele, ucidere, adultere, desfrânări, furtișare, mărturii mincinoase, pule. Aceste din Matei 15:19. Și ne explică Părintele că această, adică în ce constă, care este substanța acestei cauze fundamentale a crizei multiple, multidimensionale pe care trecem. Că această desfigurare a chipului Dumnezeu, spune Părintelui, constă în faptul că omul a abdicat, prin păcat, de la lumina adevărului, citați, și de la cea a iubirii. Și consideră că păcatul, aici mi se pare un lucru original, dacă nu cumva am înșel. Mă corectați,
este de fapt, adică identifică o dimensiune inedită în înțelegerea mea a păcatului, este o schimbare a gravitației. În loc să gravităm în jurul lui Dumnezeu, gravităm în jurul propriului nostru ego. Și asta este o definiție interesantă pe care o dă Părintele Păcatului. Și mai adaugă că omul s-a îndepărtat de vocația sa și s-a sustras propriilor lui responsabilități față de Dumnezeu și de lume. Prin acest păcat, care stă în esența desfigurării chipului Dumnezeu din om. Deci, îndepărtarea de vocație și sustragerea de la responsabilităților pe care le face de Dumnezeu și de lumea însăși. Iar această îndepărtare de vocație și de responsabilitate se vădește, spune Părintele, și aici are și un diagnostic interesant, în două fenomene principale și le dezvoltă în acest lucru, mai mult decât în altă parte. În altă parte am văzut că am mai evocat acest lucru, dar în trecere, aici chiar le dezvoltă. Care sunt aceste două fenomene? Spune Părintele, o criză de identitate a individului și un sentiment general că existența nu are niciun sens. Părintele atașează în mod particular în acest studiu aceste două fenomene principale care ilustrează îndepărtarea de vocație condiției omului din regimurile totalitare, care tocmai se prăbușise. Dar în același timp trece dincolo de aceste granițe ale unui sistem totalitar sau unei regiuni totalitare pe care omenirea a cunoscut-o într-o perioadă istorică dată. Deci, eu înțeleg că Părintele se referă că aceste două fenomene sunt caracteristice omului în societatea de astăzi. Această criză de identitate a individului și un sentiment general că existența nu are niciun sens. Și se oprește mai ales asupra crizei sensului vieții ce însoțește criza de identitate. Și arată că omul a pierdut contactul cu adevărul ultimei existenței și în felul acesta el și-a pierdut și identitatea sa reală, aceea de a fi chip al lui Dumnezeu și de a se strădui să devină asemenea Creatorului Său. Nu vreau să intru mai în detaliu. Părintele vorbește și de medicamentul pe care trebuie să-l urmăm, care se poate administra pentru a depăși această desfigurare a chipului lui Dumnezeu în om. Și această criză de identitate și acest sentiment de codiciune a sensului legat de sensul existenței. Că spune, cum putem ieși din criza în care ne găsim? Și cauza aceasta este desfigurarea chipului, cum vă ziceam. Și zice, Dumnezeu însuși ne-a dat deja o soluție, și anume, mesajul mântuirii vestit de Mântuitor. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Adică, metanoia. Și zice că Sfântul Apostol Pavel sublinează neîncetat metanoia, transformarea gândirii. Metanoia, spune Părintelui, este esențială tocmai din cauza erori fundamentale arătate mai sus, adică a cauzelor la care s-a referit. Și, în final, chiar punctează, aș spune, într-un registru pragmatic, medicamentele pe care, dacă cuvântul medicamente nu aparține nici, chiar dacă este, îmi cer scuze dacă este nepotrivit, dar nu am găsit, medicamentele care avem la dispoziție pentru a ipostazia, implementa această schimbare a mentalității, a gândit această metanoie. În primul rând, responsabilitatea omului față de însuși și față de natură trebuie pusă sub autoritatea absolută a Creatorului. Orice altfel de autoritate care face abstracție de Dumnezeu s-a dovedit irresponsabil, plină de consecință aceasta. Și năvărgesc că, cu ajutorul Dumnezeu, întâlnirea noastră viitoare, încercarea de a înțelege lumea în care trăim, aceasta este o idee fundamentală. Orice altă autoritate, indiferent natura ei, da, care face abstracție de Dumnezeu, s-a dovedit și irepresibil se va dovedi în continuare
a fi iresponsabilă. Deci să fim atenți să nu ne ancorăm existența, așteptările, sensul existenței noastre. Redobândirea identității în autorități iresponsabile, adică cele care fac captație de Dumnezeu. Asta e o primă idee în registrul medicamentelor. A doua idee este esențial pentru credincioși să ajungă ei înșiși la un consens privind propriul lor mod de a-L înțelege pe și a-L înțelege și cunoaște pe Dumnezeu. Foarte interesant. Deci se referă la înțelegerea Creatorului, că de asemenea trebuie să ne punem sub autoritatea absolută a Creatorului. Și dacă facem acest lucru, atunci trebuie să ajungem la un consens, la o înțelegere în ce înțelegem prin acest Creator. Deci, reau, este esențial pentru credincioși, continuând ideea anterioară, să ajungă înșiși la un consens privind propriul lor mod de a-L înțelege și cunoaște pe Dumnezeu, pentru a nu ajunge la ceea ce însuși Hristos ne prevenea. Vine ceasul când tot cel ce va ucide va crede că aduce închinarea lui Dumnezeu. Și aceasta le vor face, fiindcă n-au cunoscut pe Tatăl nici pe mine. E din Ioan. Și aici face 2 cu 3. Și zice Părintele, oare suntem noi azi capabili să recunoaștem esența revelației în Testament că Dumnezeu e iubire? Deci asta ne poate aduce împreună în a înțelege adevărul de Dumnezeu, faptul că este iubire. Deci dacă ne punem sub autoritatea lui Dumnezeu, acest lucru trebuie făcut în condițiile în care trăim, simțim că El este iubire. Și înseamnă că această iubire ne va duce împreună. Și a treia idee, tot atât de inevitabil necesară, inevitabil necesară este o definiție a omului, în general. Vedeți cum? Deci ne punem sub autoritatea lui Dumnezeu, înțelegem adevărul lui Dumnezeu, Creatorul, sau autoritate ne punem, dar găsim și identitatea noastră într-o comuniune de înțelegere, de interpretare. Deci tot atât de inevitabil necesară este o definiție a omului general acceptabil. Întrucât, potrivit revelației biblice, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și vederea unei infinite asemănări cu El. Considerăm că o definiție a omului ca chip și asemănarea Dumnezeului iubire, chip revelat de însuși Domnul nostru Hristos, este soluția mântuitoare care trebuie să slujească drept punct de pornire pentru orice dialog în vederea reconstituirii acestui lume. Deci avem repere. În plan duhovnicesc, înțeleg eu, ca să putem încerca mai departe, cu ajutorul Dumnezeu, întâlnirea următoare, când ne-am propus acest ciclu, să înțelegem lumea în care trăim, cum trebuie să ne așezăm, ca să mergem pe un drum folositor și, eventual, să putem să evităm, nu e de așteptat, multele capcane care ne așteaptă. Pentru că un astfel de excurs, un astfel de drum, de înțelegere a lumii care trăim, sigur că da, poate fi folositor, dar putem să cătem și capcane. Poate să fie și smintitor, dacă nu facem cum trebuie. Și cred că aceste idei ale Părintelui, deci să ne punem sub autoritatea Creatorului, să înțelegem că adevărul privind Creatorul este faptul că El este iubire și că noi suntem creați după chipul și vederea unei infinite asemănări cu El, acestea sunt reperele, chiar dacă ne sunt cunoscute deja. Nu sunt noutăți într-un fel. Dar reperele, în interiorul cărora, din punct de vedere duhovnicesc, ne putem așeza în acest demers, care este, de fapt, unul de natură, adică care ține de lumesc, pentru că a înțelege lumea în care trăim este o tentativă a noastră de a explica formele lumești sub care se manifestă ceea ce este specific acestor vremuri. Și cu asta termin, ca o părere la purtător, poate cuvinte ar însemna să încercăm să deslușim. Să deslușim modul în care taina fără de legii, ca să folosesc expresia paulină, lucrează în lumea care trăim. Și impresia care o am este că această lucrare a tainei fără de legii este ipostazează în fapte obișnuite, curente, de viață,
pe care le trăim zi cu zi și nu putem să realizăm că de fapt ele aparțin, da, unui fel de puzzle a cărei imagine integrală, holistică, poate înspăimânta. În general se vulgarizează prin termenul de teoria conspirației. Și poate că vom reuși să înțelegem în termeni aplicați falsitatea acestei denigrări a tentativei respective și pornind de la fapte curente ale modului în care taina fără de lege se ipostazează în viața noastră, să dobândim, dacă nu o imagine completă, cel puțin o mireasmă a imaginii complete asupra ceea ce se întâmplă. Și, deci cu asta închei, nu vă cer iertare, închei imediat. Chiar dacă vom constata că nu putem influența aceste lucruri, că sunt peste puterile noastre, totuși demersul nostru nu va fi gratuit. Pentru că dacă vom reuși să înțelegem, atunci avem un grad de libertate în plus. Înțelegerea modului în care lucrează taina fără de lege vremurile noastre, adică specificul acestor vremuri, îmi dă un grad de libertate în plus. Chiar dacă pot să influențez mersul acestor lucruri. Astea erau câteva gânduri care au fost.